Trece experiențe de cercați, trebuie de joși de afară, în duminica numită a Cucinușătoarei Judecăți sau a Cucinușătoarei Judecăți. Este a treia în cadrul triodului, perioada de pregătire pentru postul cel mare și sfânt. După ce în duminicile anterioare am văzut care este atitudinea corectă pe care noi să avem în fața lui Dumnezeu, de credință, ca și vameșul, am văzut și atitudinea pe care noi să avem față de frații noștri, atitudinea Tatălui milostiv față de fiii săi. Astăzi, în această duminică, Biserica ne învață că va exista un moment în care se va judeca viața noastră aici pe Pământ. Ca urmare, nu este indiferent modul în care petrecem această viață aici, acum. Și mai mult chiar, pe modul cum trăim în această viață, depinde veșnicia de după viață. Când va veni Fiul Omului pentru gloria Lui și toți Sfinții îngeri cu El împreună, atunci va ședea pe tronul gloriei sale. Este frumoasă această imagine eschatologică finală. Iisus face aici, de fapt, o profeție în timpul vieții sale, prezentând acel moment al celui de-a doua venit. Remarcăm smerenia lui Iisus, care nu spune, voi veni pentru slavă, ci folosește această incarnă Fiul Omului, pentru că El a dorit să îmbrace haina omului mai întâi și apoi haina Împăratului, Împăratului Judecător. Aici avem acea frumoasă Cristofanie, momentul arătării lui Hristos, dar nu acea arătare smerită din peștera Betleemului, un copil neajutorat, care avea nevoie să fie înfășat, hrănit ca orice copil, ci va fi imaginea Fiului lui Dumnezeu în toată strălucirea sa. Așa cum s-a lăsat văzut doar de câțiva dintre apostoli, vă amintiți, pe muntele Schilului de la față, pe muntele Taborului. Sau altfel spus, Hristos avea mereu această strălucire, dar oamenii nu aveau ochi pentru a vedea cu adevărat strălucirea Lui. Hristos acum este Împăratul care stă pe tron, este tronul gloriei sale, înconjurat de cele îngerești. Un moment frumos, înălțător, dar și un moment tremurător, pentru că este momentul în care El va separa oamenii în locul lui criteriu. Aici, în primul neam omenesc, se află în fața Lui. Este iarăși o imagine extraordinară. Sunt miliarde și miliarde de oameni. Sunt trecut momentul învierii morților, evident.
Să le
invece ce l'hai ascoltato. Sicuramente grazie a Spunem dice doi putri dolore del fuori tazzi e sentazzi si coincide tra i tazzi strei una di astresi non si viene di Dumnezeu ma de fel la situația noastră se înțelege unde există încă persoane care suferă de foame, de sete, de război, de ajuns. La noi nu este cazul. Și atunci cum putem aplica acest criteriu? Este un criteriu spiritual, în primul rând. Iisus are întotdeauna un limbaj simbolic, spiritual. Dar Dumnezeu a dorit din iubirea Lui milostivă să se identifice cu toți frații mai mici și pentru toți a murit pe cruce. Acest exemplu trebuie să-l luăm și noi. Să-i căutăm noi pe aceia care sunt înfometați de iubirea Lui milostivă. Însetați să primească un gest de caritate, de iubire, de milă autentică. Aceia care sunt străini, nouă pe nimeni în această lume, aceia care sunt goi, sufletul gol, sufletul indiferent, sufletul lipsit de ideale, sufletul care nu mai știe ce este valoarea și contravaloarea și diferența dintre ele. Sufletul care este bolnav de bolile lumii acesteia, averea, puterea și plăcerea. Sufletul care este întemnițat de propriul egoism, de propriul orgoliu și care de multe ori nu se lasă nici măcar ca aceștia sunt micii lumii noastre cu care Hristos se identifică. Dar oare noi reușim să ne identificăm? Oare nu devenim de atâtea ori mai degrabă judecători ai lor decât frați ai lor? Poate aruncăm un ban cu dispreț gândind că ne-am făcut datoria creștină, nici pe cum îi se plăcere mai mult. Îi se plăcere să ne oferim noi înșine, să oferim puțin datorie, cu acea iubire milostivă pe care și noi am primit-o de la El și o primim în continuare. Aceasta este cheia moștenirii împărăției pregătite pentru noi. În cealaltă extremă se află o situație a întunericului, a tristeții definitive. Un loc care nu este pregătit pentru noi, pentru oameni. Un loc care probabil, judecând după judecata umană, nu fusese gândit de Dumnezeu. Un loc care apare undeva înainte de existența, crearea omului, atunci când îngerii au luat acea opțiune fundamentală pentru Dumnezeu sau împotriva lui Dumnezeu. Astfel au creat o separare. Așa apare acel loc, pe mod simbolic, de-a stânga Împăratului, acolo unde este focul cel veșnic, unde se vor afla cei blestemați. Acel loc pregătit diavolului și îngerilor săi,
inserito nei curricoli. Se l'insieme del vincolo di letteratura scientifico fantastica, ma in questo momento si di masse, dal fatto di un simile di classe, esiste una strada d'ora. Esiste il rischio di aggiungere un altro luogo. Esiste un luogo di cui non esiste se pare. E a sea, di via nostra, di via sapia, di un grande, a scalupi per il nuovo, si può scalupi per il silestice, per se criterio giudicativo, este cel care ne face să ne apreciăm în viața noastră. Și aici suntem chemați să ne gândim asupra credinței noastre, a vieții noastre de credință creștină, în care ne va pune în fața lui Dumnezeu, scrie Sfântul Apostol Pavel, de Epistola ascultată astăzi, către Corinteni, să vrem o luminică în care biserica prin tradiție lăsa consumul alimentelor de carne. Atenție însă, nu cumva să prevaleze asupra vieții noastre creștine lăsatul cărnii și al grânzei fără a lăsa păcatul. Pentru că adevăratul post și cel din prim post ne spune Sfântul Vasile cel Mare, este postul de băgat, nu de aliment. De aceea, tradiția este frumoasă și bună, încercăm să o respectăm, dar pentru a fi creștini, pentru mai întâi, să cunoaștem iubirea milostivă și să o aplicăm, să o trăim. Suntem în anul jubiliar al milostivirii, avem și această poartă a milostivirii, de care scrie milostiv, preocupată, motorul acestui an, dar oare practicăm faptele miei iubești, practicăm faptele miei sufletești. Evanghelia de astăzi, în mod particular, ne descrie aceste șase fapte ale miei iubești. De aceea venim să ne examinăm conștiința nu numai asupra poruncilor divine, nu numai asupra poruncilor bisericii, dar în mod particular în această duminică asupra acestor fapte ale milostenii iubești. Cum am reușit să hrănim cu iubirea noastră milostivă pe cei înfometați, însetați? Cum am reușit să primim în sufletele noastre pe cei care se simt străini sau pe care noi ne-am străinat? Cum am reușit să-i ajutăm, să-i împrăgăm har pe cei cu sufletele goale de idealuri, de credință? Cum am reușit să ne apropiem de cei care sunt bolnavi de boala vieții, cei care sunt sub adicție sau patimă? Cum am vizitat pe cei închiși în propriul egoism, în propriul orgoliu, și am încercat să le deschidem poarta credinței, poarta sufletului nostru? Aduceți-vă aminte de acea povestioară care spunea că undeva în Marea Britanie era un regat și în o seară de toamnă, în care vântul friguros bătea puternic, la casele de la periferia regatului bătea din poartă în poartă
qualsiasi valore del popolino e fri iar se veni vai sento de molte ore o allungavo come ad un tutti con i giocatori ma ogni maggior spieghi salvavo un capo di spezzi cartosi grazie o stigate salvosci tutto gli anni ad un periodo per gente di quattro quattro fuori finita ha già stato un casa un dirò di poter lei che era poco che sì la massa allora un dirò un punto di un rascino al trailer da e di facciamo tasse dei amici speriamo e per Cristo ci accesso la gente mia dalle cercia ho invitato un casse e ho andato un punto di vita la massa ho aspettato c'è poi un fosse bacio iniziale per a verso l'esempio ci ha pregato per notte a figurarsi ci ha pregato che deve essere per lui ci regge a avanzare un mare lo spazio a castello di seo la carica è in campo ci lo qui noi ceea ce ați făcut de ei.
Pregătit pe noi de-a dreapta